Bună seara, dragi telespectatori, bună seara și bine ați revenit în studioul nostru, un profesor universitar, domnul Vasile Popeanga, analist economic, bună seara. Sărbuna, bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație și salut de... telespectatorii postului noastre de televiziune, din câte am înțeles de puțin la noi. Mulțumim foarte mult și de asemenea domnul Constantin Aninoiu, avocat și de asemenea dânsul specializat pe analizele legate de politică. Bună ziua seara! Noastră, bună ziua telespectatorilor noștri! Dragi telespectatori, în aceste zile tot discutăm despre ieftinirea alimentelor, un subiect care apreciem că ne interesează pe majoritatea dintre noi, dar se pare că această ieftinire pare a fi totuși o himeră. Și am să vă explic pe larg în cadrul acestei emisiuni, alături de invitații mei, dar și ai dumneavoastră, despre ce este vorba. Astăzi, premierul țării a spus că se gândește la atenție o schemă care să vizeze ieftinirea alimentelor. În urmă cu doar câteva ore, premierul a declarat așa, citez: sunt fer convins că în cursul zilei de astăzi vom lua o decizie, dar din experiența trecută, fiindcă trebuie să ne uităm ce s-a făcut în trecut și ce a funcționat, orice reducere la TVA a dus la o ieftinire pe o perioadă foarte limitată de timp. Citez, iar în două săptămâni prețurile au fost la fel, deci nu a funcționat. Eu nu vorbesc de prețuri plafonate, eu vorbesc de un întreg ansamblu și o schemă aplicată pe întreg lanțul. Voi veni cu această schemă în Guvernul României, indiferent dacă vorbim de acord. Acordul nu poți să-l faci numai cu retailerii. Aici vorbim și de producători și de distribuitori și de importatori. Am să-mi asum acest lucru pentru că trebuie făcut. Nu voi accepta ca o coaliție să conducă Guvernul României, dar la fel când și domnul Nicolae Ciucă a fost prim-ministru, deciziile majore trebuie să le luăm împreună, a afirmat Ciolacu la sediul Ministerului Educației după întâlnire, așa cum bine știți, astăzi cu Ligia Deca. Vom reveni și la alte subiecte care au avut loc astăzi, însă începem cu acest subiect destul de interesant, pentru că așa cum vă spuneam anterior, Ciolacu a respins soluția lui Boloș privind reducerea TVA la alimentele de bază. Nu accept această variantă, a fost foarte ferm dumnealui. De ce nu se poate această soluție, domnule Popeanga? Eu, în primul rând, aș vrea să încep prin a spune că nu înțeleg niciodată de ce se lansează niște lucruri pe piață fără să vii cu o analiză foarte clară și să vii cu o schemă foarte clară. Da, schema urmează. Păi, bun. Am citit și eu tot felul de chestiuni, n-am văzut acum declarația că eram plecat a primului ministru, că a avut o întâlnire cu retailerii, că le-a cerut o listă de produse, că, mă rog, o să o mai analizeze și așa mai departe. Sincer vă spun, exact ca situația pensiilor. Dom'le, dacă nu ne-au nebunit cu emisiuni, cum se calculează, ce se facă, ce se devoșează luni de zile, așa probabil că va mai dura o lună de zile și chestiunea asta. Când putea să o analizeze, să le dea la specialiști sarcini, să facă întâlniri cu producătorii, într-adevăr, pe lanț, dacă vrei să reduci adaosul, pentru că e o chestiune destul de complicată pe lanț. În acest sistem intră nu numai marile magazine, care alea sigur că își permit, având un adaos la un volum extraordinar de mare, își permit, dar produse din astea de bază mai vând și magazine mai mici, care au 2-3 lucrători, care trebuie să plătească energie. Din adaosul ăsta, dacă el este limitat pe lanț, și ajung, de exemplu, să pun un adaos de 5% sau 10%, nu se poate să-și acopere cheltuielile și atunci închid. E foarte complicată, foarte complicată chestiunea, de asta zic că e o idee excelentă. Ideea este excelentă și, într-adevăr, o salut, pentru că ajută oamenii care nu au posibilități și se bucură și cei care au, ca să fim cinstiți și corecți. Dar, repet, nu știu de ce se lansează... Vorbim aici de următoarele produse: pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete. Ce facem cu producătorii? Nu l-am ascultat nici pe domnul. Vă rog. Asta aveți dreptate. Ce vrea să facă primul ministru este moral, dar nu și legal.
Păi cum pot să mă obstrucționez pe mine societatea comercială să nu pun adaos, nu știu, 200%? Nu există niciun act normativ la ora actuală care să mă obstrucționeze pe mine să pun orice adaos comercial doresc, deoarece comerțul atât în România cât și în Uniunea Europeană și prevăzut în tratatul 90 prevede libera circulație a mărfurilor. Am înțeles, dar totuși consecință... pe o perioadă, din câte am înțeles, pe o perioadă s-a dat voie în unele țări, de exemplu, chiar în Franța, pe o perioadă limitată. Același lucru se transmite și nouă, că nu intenționăm să plafonăm prețurile. Nu este vorba de un preț fix la un aliment, ci de o limitare a adaosului comercial într-o zonă de confort pentru cei care produc, pentru cei care vând și care distribuie. Este un lanț mai lung, dar producătorii din România nu vor fi afectați. Acum, aceleași povești li s-au mai transmis producătorilor din România. Asta vreau să spun pentru că e o discrepanță uriașă între prețul la producător și haideți să luăm exemplu laptele, care e un leu și prețul la vânzare la raft, toată lumea știe că este peste 10 lei, între 10 și 15 lei. Și atunci sigur că un adaos de 1000% sau de 1500% este unul uriaș. Dar încă o dată, așa cum vă spuneam, se poate, sigur că da, în discuțiile cu mari retailer sau cu toți cei care fac comerț, să găsească o soluție de compromis, o soluție de avare pe o anumită perioadă. Asta ar fi, pe de o parte, la produsele de bază, dar mărind TVA-ul la celelalte produse la 19%, așa cum se intenționează, nu face decât să descarce pe o parte la produsele de bază o anumită categorie de personal și sigur să încarce pe alți cumpărători cu o altă potență financiară pe altă parte. Și eu nu cred că se va reduce cumva la cafea, părerea mea. TVA-ul va fi sigur 19%, eu nu cred că se va duce la produsele de import, și mă refer aici la citrice, la orez și așa mai departe. Și atunci, sigur, degrefăm pe o parte pe produsele de bază și încărcăm pe cealaltă pe cine? Tocmai pe omul care muncește, sigur, și care cumpără din magazinele mici sau mari, cum or fi ele. Da, pe mine mă mai surprinde o chestiune. Dom'le, din toate treburile astea trebuie făcut și un calcul al impactului. Adică, văzut ce înseamnă, ajuți, probabil, din punct de vedere financiar pe cei care nu au posibilități, dar în același timp trebuie să vezi și dacă există un impact asupra bugetului. Că dacă există un impact asupra bugetului, e o problemă. Nu mai poți să mai faci niște cheltuieli. Adică, de asta spun că ies cu niște chestiuni pe care nu știu de ce se grăbesc așa, că asta înseamnă o promisiune oamenilor și dacă nu ești în stare să o faci, nu are efectele scontate, vedeam și un titlu. Realitate sau capcană? Toată lumea se întreabă. Ce ar putea să fie? E realitate să se reducă prețurile sau e o capcană în care au cad guvernanții? Asta e problema. Sunt foarte sensibile mecanismele astea de reglementare și avea dreptate domnul Anino. Domnule, moral este, dar legal, într-adevăr, n-ai niște prevederi să limitezi adaușurile. Aceste prevederi nu ar putea fi puse în practică de către politicieni. Eu nu contest că pot fi puse în practică, dar încă o dată vă spun din punct de vedere moral. Și atunci sigur că poți să găsești o pârghie sau o înțelegere pe o durată limitată. Pentru că încă o dată vă spun, fiecare recalcul, fiecare retailer sau fiecare proprietar de magazin sau cel care are o afacere are niște calcule. Și acum, categorică, discutam mai devreme cu domnul Popeanga și spunea, domnule, mari retaileri, categorică la 20 de tiruri își permit să pună un adaus comercial la un moment dat de 10% sau de 15%. Dar nenea Gheorghe, care are un magazin și are 3 angajate, la nu își permite să meargă cu 10% adaus comercial pentru că dă faliment în mod cert. Și avem statistica și de la început până acum 14.000 de firme s-au cam dus pe apa sâmbete, au dat faliment. Adică trebuie tras un semnal de alarmă și nu trebuie să-l tragem și noi, că mă gândesc că guvernanții au statistic vorbind informațiile mult mai evaluate decât noi. Și atunci când 14.000 de firme s-au dus în cap, ca să folosesc un termen neacademic, și au dat faliment, e o problemă. Și atunci guvernanții și legislativ, organul legislativ, Parlamentul României, trebuie să intervină să rezolve această problemă. Domnilor, stimați invitați, toată lumea a așteptat această rocadă politică, ca și când socialdemocrații, să discutăm și puțină politică, ca și când socialdemocrații ar fi venit cu idei salvatoare, cu idei care nu le-ar mai fi descoperit nimeni până acum, deși dumnealor au stat la aceeași masă a guvernării. Doamna Irina, nimeni nu vrea să apuce taurul de coarne și nu spune realitatea nimeni în față.
Ideea salvatoare e clară. Din 1.400.000 de funcționari publici trebuie să rămână pe undeva pe la 900.000, adică îți dai 500.000 afară, cam aia e ideea salvatoare. Înțelegeți? Și se rezolvă tot? Sigur că da. Salariile și pensiile la stat, ălea care, sigur că da, neluate pe contributivitate, aduse la contributivitate și așa mai departe. Și în condițiile în care egalizezi toți oamenii și nu mai creezi discrepanțe și nici falii între clasele sociale, categoric că lucrurile vor merge bine. Că atâta timp cât lucrurile nu se vor mișca în direcția asta sub nicio formă, să fiți convins că percepția publică va rămâne și ăștia ca și ceilalți. Și mi-ar părea rău să fie așa, sincer. Ăsta, primul ministru, cel puțin a venit cu niște idei. Bun, după bine ar fi ăștia, să le poată pune în aplicare, pentru că, atenție, mai urmează alții? Categoric. Mai avem de unde? 100% vor urma. Și o să vedeți că în 2024 și configurația guvernului va fi alta a României. Dar nu asta e problema. Ideea este că dacă dumnealui a girat cu scaunul, ați observat astăzi la televizor că a spus că girează cu scaunul, că măsurile pe care le implementează vor avea efect. Tare mult aș vrea să văd care este efectul scontat și bineînțeles că nu ne-a spus nimeni, așa cum spunea domnul Păcălu, domnule, care e impactul bugetar? Pentru că tu trebuie investiții, ai drumuri, ai poduri în construcție, aeroportul și așa mai departe, școli, grădinițe în construcții, pe tot felul de programe, în condițiile în care impactul fiind bugetar este unul de 3% sau de 4%. Nu așteptăm bani așa cu sacul de la Uniunea Europeană. De la Uniunea Europeană banii vin cu dedicație specială, să știi exact pe ce proiecte vin. Poți să iei banii de la Uniunea Europeană și să-i convertești prin guvern. Eu văd discuția asta extraordinară, domnule, și scot în față mereu programul ăsta pe care l-a făcut fostul ministru al fondurilor europene și avem acolo niște jaloane de îndeplinit. Dom'le, n-am văzut o analiză și am mai vorbit și eu cu colegi care mai au niște influențe. N-am văzut o analiză a celor care sunt la guvernare să spună, dom'le, noi luăm prin PNRR 30 de miliarde de lei. De euro. De euro, pardon. 15 miliarde sunt împrumuturi și să spună, pentru ce le folosesc, chiar dacă e dobândă mică, astea eu trebuie să le rambursez și dacă le folosesc pentru studii de fezabilitate, pentru reabilitări de clădiri, pentru nu știu ce, reabilitări de monumente istorice și așa mai departe, nu sunt producătoare de valoare adăugată. Mi-am crescut datoria fără să explic. Că văd că se poate atâta, iar 15 miliarde sunt granturi. Bun, și acolo să vină să spună, domnule, ce facem din ăștia 15 miliarde? Că dacă facem obiective care înseamnă cheltuieli următoare, de unde aducem veniturile? Aici nu pot deloc să înțeleg și de ce nu se iese să le explice. Toată lumea zice, domnule, avem de la Uniunea Europeană, avem. Dar să vedem pentru ce îi folosim, asta este problema. Ori în PNRR, dacă tu n-ai prevăzut nimic pentru agricultură. Exact. N-ai nimic, n-ai prevăzut pentru agricultură. Mai pot face renegocieri? Doamna Irina, renegocieri se pot face. Eu vă spun, am avut discuții și sunt foarte bine informat în legătură cu chestiunea asta. Dom'le, dar trebuie să aibă cine să le facă, dom'le. La Uniunea Europeană te bată aia pe documentele pe care le-ai depus tu. Ăla te întreabă, bă, de ce ai venit cu prevederile astea? Iar tu dacă n-ai argumente să spui, domnule, la momentul ăla, asta era situația reală a economiei și acum s-a modificat sau acum vreau să fac altceva și nu ai argumente, n-are cine să negocieze. Eu vă spun o chestiune. Când am fost, noi am prezidat Uniunea Europeană 6 luni de zile, da? Da. Știți câți tineri specialiști au fost acolo? 300. Băieți extraordinar de bine pregătiți. Au venit în țară, dom'le, nu i-a chemat nimeni, nu i-a întrebat nimeni pe ăștia ce să facă. Unii din ei și-au găsit și-au plecat în străinătate, alții și-au deschis aici. Nimeni. Păi frate, ăștia cu experiența care aveau, ia-i bă la guverne, nu lua oameni care... mi-a plăcut când l-a întrebat un ziarist pe un om politic. Dom'le, te-a uitat vreodată... Era la televizor. Când ai promovat niște oameni, te-au uitat vreodată pe CV-ul lor. Asta este problema, vedeți? Și nimeni nu vrea să vină să spună, avem jaloanele astea, foarte păi, bine că le avem. Nu am auzit vreun politician sau pe cineva din Guvernul României care să se plângă public că nu avem specialiști și că ducem lipsă de specialiști.
și că dumnealor nu doamna, pot să ia deciziile corespunzătoare. Doamna Irina, mai mult decât faptele, stăm cum stăm la atragerea fondurilor europene, da, cu procentele aici, acum nu reușim să atragem fondurile în care le-am să avut. Să depășim 30%. Da, nu, avem 70% pe fondurile care trebuia să le atragem până în 2021. Aia e altceva. Și până la sfârșitul anului exact. Nu suntem în stare pe alea să le atragem, exact. Încă 2 ani. Nu mai vorbim de astea care urmează acum în exercițiul financiar următor. Pe unde sunt specialiștii? Domnul Popenghe, eu am pus următoarea întrebare. Dacă Polonia, an de an și în orice exercițiu financiar, atrage toate fondurile europene în proporții de 100%, dumneavoastră, ce, Doamne iartă-mă, nu trimitem 10 oameni acolo, 20, 50? Haideți să vă ce fac ăștia. Haideți să vă spun. Haideți să vă ce fac ăștia de la... Haideți să vă spun. Sincer, am avut coleg de-al meu parlamentar care a fost în Polonia. În Polonia, când eram în legislatura 2012-2016, în 2015 a fost, în Polonia era ministru al fondurilor europene, o femeie. Știți câte avize trebuia să ia pe proiecte? Cei care făceau problema, niște da. Proiecte? 8 avize. Exact. Și toate le lua nu ca să se ducă la instituțiile respective, electronic. Erau toți în același loc, sau electronic. Electronic. Da. Și noi avem 70. Un dosar făcut de cineva care vrea finanțare de Uniunea Europeană îi trebuia, în Polonia avea între 17 și 22 de file. Și la noi între 170 și 220 de file. Adică imaginați-vă și atenție, guvernele fiecărui stat au făcut această procedură. Să nu credeți că Uniunea Europeană ne-a impus să facem noi dosare atât de laborioase. Nu. Guvernele fiecărui stat și-a constituit procedura. Păi da, era vorba... Chiar spunea colegul că i-a spus, zice, bă, prinsesă și ea expresia. La voi probabil că se obișnuiește parandărâtul. Bun. Stimați telespectatori, Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind pensiile speciale, actul normativ urmând să se întoarcă la Senat pe motiv că au fost aprobate mai multe amendamente care, atenție, generează deosebiri majore de conținut juridic față de forma adoptată anterior de către Senat. Deși coaliția anunțase un impozit de 30%, în cele din urmă a fost păstrată varianta inițială, iar pensiile mai mari de 4.200 de lei net vor fi impozitate cu 15, de 4.000 de lei, îmi cer scuze, cu 15%. Noul proiect de lege, parlamentarii puterii au adoptat mai multe amendamente care să ofere unele garanții magistraților și militarilor că nu se vor schimba prea multe în următorii 5 ani. Unul dintre amendamente prevede că toți pensionarii speciali care îndeplinesc criteriile pentru a ieși la pensie până la intrarea în vigoare a legii să rămână în sistem și să se poată pensiona până în anul 2028 în aceleași condiții. Cum comentăm? Avem o problemă deosebită aici și eu vă spun că asta așa e un pic de praf în ochi aruncat oamenilor care se uită la televizor. Păi dacă până în 2029 nu se ia nicio măsură și pensiile speciale, cum le spun marea majoritate, nu vor suferi niciun fel de modificare. Păi până în 2029 poate modificăm Constituția de 5 ori. Eu nu mai vorbesc de legile ordinare de care se prevalează fiecare categorie sau de legea pensiilor care oricum de 10 ani de zile toată lumea care vine la guvernare vehiculează aceeași idee. Modificăm legea pensiilor, eliminăm inechitățile. Și acum, sincer, haideți să vă dau exemplu de două inechități. Dom'le, oameni care au lucrat în același sector, același număr de ani, dar au ieșit la pensie în perioade diferite, eu știu, diferență de 5 ani. Unul are pensie 2200, unul are pensie 3100. Adică sunt niște inechități sociale extraordinare, în funcție de perioada în care a ieșit la pensie. Ei, toate astea ar trebui armonizate și o lege a pensiilor sustenabilă și viabilă și care să confere încredere contribuabililor și cetățenilor acestei țări ar trebui făcută cu toate clasele sociale lângă tine. Adică, indiferent cât de specialist ai fi, eu nu cred că de unul singur poți să cuprinzi și să promovezi o lege a pensiilor. Vorbeați dumneavoastră de specialiști. Păi, domnul profesor, sunt atâtea capete luminate în țara asta și dumneavoastră care ați lucrat în sistem știți foarte bine, ca și mine. Sunt atâtea capete luminate în țara asta și atâtea tineri foarte bine pregătiți, dar sigur că nu sunt lăsați și nu sunt atrași.
Pentru că dacă în Statele Unite există acel institut de vânătoare de capete și acei mai deștepți oameni atrag în anumite proiecte și programe și le oferă tot ce vor, în România, domnule, există stilul ăsta al politicianului din ziua de astăzi să-l minimalizeze pe ala care mai deștept. Și în partidele politice, dacă vede că unul e mai deștept, obligatoriu să ia o măsură împotriva lui, ori să-l minimalizeze, ori să-l treagă pe la și alții, ori să nu le încalcule sub nicio formă. Și atunci îți spui problema, domnule, cum să progresezi ca stat? Institutele de cercetare și dezvoltare agricole le-ai decimat pe toate și nu mai există așa ceva. Instituțiile de cercetare și dezvoltare probleme medicale nu mai există. Se încearcă acum o revigorare a vestitului institut Cantacuzino, care nu s-a reușit nici până acum și de vreo 7-8 ani de zile se tot vehiculează că îl vor repune pe picioare. În domeniul metalurgiei, siderurgiei, construcției de mașini și exemple pot continua. Nu există nimic din ceea ce înseamnă cercetare și inovare. Pe aici, pe acolo, câte un inginer mai pasionat sau câte un tânăr mai sclipitor mai face câte o inovație și o mai brevetează pe la oficiu de brevete și invenții. Dar ca institut efectiv nu existăm. Și atunci cum să te dezvolți? Este imposibil. Nu există stat în lumea asta care fără institute de cercetare să fie dezvoltat. Și luați China ca exemplu. Deci China în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat atât de mult tocmai prin prisma acestor instituții de cercetare. Japonia, Singapore, vă dau exemplu de câteva state care în ultimii 20 de ani efectiv au zburat în economie. Statele Unite nu mai punem problema. Ei, tocmai acești oameni inteligenți strânți în jurul lor care au adus prin ideile și prin inocularea invențiilor pe care le-au făcut plus valoare în toate sferele de activitate. Cam așa ar trebui să fie și la noi. Mie îmi pare rău că, exact cum spuneați noastră în PNRR, domnule, din agricultură nu s-a prins nimic. Nici nu vă imaginați, stimați telespectatori, cam cât de important este sectorul agricol, nu numai în România, în toate țările lumii, dar în România cu preponderență, pentru că noi suntem o țară eminamente agrară. Păi în agricultură se învârte tot ce înseamnă economie. Piese de mașini, subansamble, fabrica de cauciuc, azotate și așa mai departe, îngrășăminte chimice. Pe industria chimică, toate componentele în ceea ce înseamnă ierbicide, pesticide și așa mai departe. Gândiți-vă toate astea la un loc, cam ce plus valoare aduce în România. Dar în condițiile în care sistemele de irigații s-au dus pe apa sâmbetei. Investiții în irigațiile lor actuală prin PNRR, care puteau fi făcute la nivel european, de foarte multe, poate chiar de nivelul miliardelor de euro, nu s-au făcut. Bazinele și drenajele care s-au făcut și aducțiunile de apă nu mai există. Și atunci, întrebați-vă ce va fi peste 10 ani. De ce politicienii români sunt dezinteresați de acest sector al agriculturii? De ce nu sunt interesați? Da. Pentru că sunt foarte multe grupuri de interese create, care fac presiuni extraordinare, create care pe importuri. Asta este problema cea mai mare și aici s-au creat, noi suntem o piață de desfacere din punctul ăsta de vedere. Uitați-vă dacă vă duceți prin, de unde primim noi roșiile, domnule, din cel puțin 10 țări. Bine, păi, în condițiile aici, în care le produci la tine, aici nu ar fi o problemă 10, că le primim din 10 țări, dar de ce să nu primim și din țara noastră? Adică producătorul nu primim român pentru să fie primordial. Pentru nu? Că producătorul român nu este subvenționat cum este producătorul italian sau olandez și așa mai departe. El ați produce roșia ca să dau un bar românești cu un leu, să o vinde cu leu și 15 bani, noi o producem cu 2 lei. Și n-are asta cum să ți-o dea cu un leu. Asta, aici este problema cea mai mare. Dar acum să vă spun o chestiune în legătură cu pensiile speciale. Vă rog. Aș citit acolo că au retrimis legea la Senat. Da. Eram absolut convins. Ce a zis conducătorii noștri dragi? Că dacă nu se va aproba legea specială privind pensiile speciale, în sesiunea asta va fi o problemă. Eu vă spun, nici în sesiunea următoare s-ar putea să nu o aprobe. Poate o face vreo sesiune extraordinară, că am înțeles că acum vrea să facă una extraordinară cu legea pensiilor, pentru că nu au soluții și nu vor să le aleagă pe care pot să fie rezolvate. Eu vă spun o chestiune. Se bate atâta apă pe pensiile speciale ale magistraților. Dom'le, sunt drepturi câștigate. N-ai cum acum să poți să faci o recalculare. Dă-ți de profesie jurist.
să faci o recalculare a lor și să impozitezi. Nu, domnule, orice venit în România, conform codului de procedură fiscală, se impozitează. Și dacă ei stabileau niște limite, eu vă spun că aduceau pensiile de la 220 de milioane de lei, că sunt acum unele, le aduceau la 150 de milioane vechi prin impozitări pe tranșe. De la până la 20 de milioane... 20 și era și legal. Și era și legal. Și constituțional. Exact. Să nu depășești 50%, că atunci a intervenea Curtea Constituțională. Și ai rezolvat problema celor care sunt în plată. Iar de aici încolo stabilești modalitatea de cum se calculează pensiile. E atât de simplu. Eu vreau să vă spun... Le-am păi dacă dumneavoastră aveți această soluție, mă gândesc că și dumneavoastră ar avea această soluție, eu am vorbit și le-am dat soluțiile astea ca să le rezolve. Nu vor să le rezolve. Le e frică. De? De cine? De schelete. Cele de la dosarele? Credeți că este altă explicație? Întrebăm retoric. Păi nu! Din păcate s-ar părea că lucrurile cam așa stau și că... Dânsul știe mai multe că... Observați noastră că în general acum sare calul cu ghilimele de rigoare cât un politician, cum îi apare un dosărâl din spate care era în cercetare de 5 ani sau de 7 ani, dar nu se știa de el. Eu salut și îmi pare foarte bine că s-a modificat codul de procedură penală și cu această prescripție a faptelor, a intervenției de prescripție a faptelor, pentru că înainte de această modificare lua un dosar de acum 20 de ani, îl ținea procurorul 20 de ani în sertar și când vroiai sau când era lumea mai dragă, îl scotea și să-l arăta un pic pe masă. Bă, ce zici de asta? Dar 20 de ani nu făcea nicio lucrare, nu lua nicio declarație. Era posibil. Ei bine, uite că s-a modificat codul de procedură fiscală și acum codul de procedură penală și uite că nu mai poți să mai ții acele dosare în sertar, pentru că în condițiile în care se prescriu, mă gândesc că au și ei niște șefi și sigur că sunt trași la răspundere. Dar este un lucru binevenit, pentru că, încă o dată, așa cum vă spuneam, lucrările, chiar și pe în materie penală, trebuie făcute la timp. Și eu vă mai spun încă ceva. Și telespectatorii noștri trebuie să o ia de bună. În general, să știți că 99% din dosarele trimise de procurori în instanță s-a soluționat cu condamnări. Deci judecătorii au condamnat inculpații trimiși în instanță, căror fapte au fost probate în proporție de 99%. Problema este că foarte multe dosare nu ajung în fața judecătorului. Că ele prin fața de cercetare penală pe la polițiști și procurori, eu știu ce se întâmplă pe acolo, că multe n-ajung și primesc clasări. Și acolo e o problemă deosebită. Nu, ați făcut o precizare și sunt de acord cu asta. 99,9% de dosare probate. Probate, sigur că da. Dar din alea care au fost trimise neprobate... Păi tocmai de asta am lăsat o marjă. Nu, că au fost trimise și neprobate. Pentru că, sigur că da, și trebuie să fim realiști, că au mai fost trimise și neprobate. Și dovadă, uitați acum, primarul de la sectorul 5 din București, după un an de zile de executare, cu atenție, în penitenciar, vine în alta curte și spune, stai domnule, că fapta nu există. Încă o dată vă spun, ai un șoc și ai o oarecare, ești tracasat atunci când ai un dosar penal pe rol. Păi când ai un dosar civil, când ai un dosar penal pe rol și mai ales dacă știi că n-ai făcut nimic și că nu ești vinovat și procurorul te trimite totuși și te supune controlului judecătorului, adică ai o problemă și fără doar și poate că să-ți dovedești nevinovăția după ce procurorul ți-a înaintat un rechizitoriu în instanță, e destul de dificil și uneori, nu poți să-ți faci probe în apărare, pentru că ele nu există sau nu a fost nimeni prezent la fața locului când anumite lucruri s-au întâmplat. Sau nu poți să probezi că conjunctura dintr-o anumită perioadă era alta decât astăzi. Și da. De asta eu vă spun că s-au întâmplat foarte multe erori judiciare la un moment dat, cu mulți dintre oamenii pe care îi cunosc. Domnul avocat, de ce domnule nu se încearcă să se scoate legea răspunderii? Pentru că nu se vrea. Se spune că ar fi o tracasare asupra magistraților. Toată lumea răspunde în lumea asta pentru deciziile. E adevărat, numai magistrații nu. Din păcate, asta este legea. Asta este problema, nu? Da, din păcate asta este legea la ora actuală, așa mergem cu ea. Este specific doar statului român sau există? Este specific doar statului român. Da. Și vă dau un exemplu. De exemplu, în Germania, dacă ai casări la sfârșitul anului, 5% în penal, nu te dă afară din magistratură, pleci acasă, atenție. Dacă ai 7% în civil, la fel. Și bineînțeles, dacă ai în jurul acestora, te sancționează, se iau măsură administrativă cu tine. Bă, în România poți să ai 48% casări, dar nimeni nicio treabă cu tine. Nici nu te întreabă de ce ai atâtea casări.
și mă gândesc. Și dar vedeți asta, lipsa de răspundere este exact cum ar lua pe mine mâine, m-ar pune, nu știu, președintele Consiliului Județean și nimeni n-ar avea voie să mă întrebe nimic. Să iau toți banii județului Gorj, să fac ce vreau cu ei, să-i arunc și să-i împrăștii până în cântă goagă, să joc la loto cu ei și nimeni să nu mă întrebe nimic, să nu răspund. Păi da, da, ei au o lege. Din partea aceasta nu există legea. Tocmai de asta vă spuneam. Da. Există o lege. Dar încă o dată vă spun, nu este corect și din punctul meu de vedere este că orice om, de fapt Constituția României spune foarte clar. Aveam o discuție cu un fost coleg de-al meu. În ceea ce privește răspunderea individului în fața legii, dar totuși se pare că unii sunt mai presus de lege decât alții. Aveam o discuție zilele trecute cu un coleg de-al meu și îmi zicea următoarea chestiune. Băi, m-aș bucura dacă ar trece legea pensiilor speciale să le recalculeze, să le impoziteze și așa mai departe, pentru că merită, bă, și foștii procurori și actualii procurori și foștii judecători și actualii judecători și foștii polițiști și actualii polițiști își merită, bă, soarta că i-a iertat. Șmecheria asta cu pensiile speciale a fost inventată de vestita doamna Macovei et Company, tocmai ca să nu ia băieții, să, apropo de dosarele, apropo de schelete din fișet, și ca să le dea așa o formă de legalitate sau de îmbunare, a inventat această șmecherie a pensiilor speciale. Știu. Adică fără contributivitate. Nu, asta credeți că eu nu mi-aș dori ca, eu știu, tagma avocaților și eu așa, toată brăsul la avocaților să ia 2000 de euro de la stat când vine la pensie, fără să fi cotizat nimic. Corect. Se poate, dar percepția publică este alta și spune, domnule, de ce polițistul, procurorul, judecătorul, armata, diplomații și așa mai departe să fie mai presus decât noi? Adică ei n-au cotizat și primesc mai mult decât au primit. Dar încă o dată vă spun, eu cred că salariul unui magistrat trebuie să fie nu mare, foarte mare, pentru a nu fi tentat să, eu știu, să pună mâna sau să fie sau să, eu știu, familia lui să aibă, eu știu, deficiențe, ca să zic așa, financiare, sunt de acord să aibă un salariu foarte mare. La care, bineînțeles, să-i se calculeze și o pensie la contributivitate. Dar încă o dată vă spun, atunci când primești ceva ce n-ai dat, ăla se numește furt. Și oamenii nu mai sunt de acord cu asta. Eu vă spun că cetățenii de astăzi ai României și mai ales tinerii sunt foarte informați. Și Nea Gheorghe, care merge cu oile la stână, are un telefon mobil în mână și citește și la știrile. Și sigur că face diferența. Problema este, vor reacționa? Nu știu dacă va exista o reacție sau nu va exista o reacție. Punctul meu de vedere că nu. Românul la ora actuală o duce prea bine. Atenție, părerea mea. Vreau să discutăm puțin și despre grevele din această perioadă. Chiar dacă am văzut o statistică că 30% dintre români ar fi sub limita sărăciei, eu zic că o duc foarte bine, pentru că indiferent ce se întâmplă și ce măsuri se ia, nimeni nu mai face nicio... Domnul avocat, acei 30% sunt pe datele statistice. Pe statistică vorbesc. Datele reale sunt cu totul altele. Eu vreau să vă spun, știți care este procentul creditelor? Cât credeți că mai așteptăm datele de la Institutul Național de Statistică pentru a vedea cât suntem în această țară, domnilor? Numai un pic, neperformante sau nerambursabile? Nu, creditele acordate de bănci. Așa. Sunt 70% față de depozitele populației. Da. Declarație când a directorului Rădulescu. În țară? Cum? Când vom afla câți români a mai rămas în țară? Păi... L-am aflat ca urmare a recensământului. L-am aflat? Păi sigur. Știți că de 18 milioane și ceva. Da? Sigur că da. 18 milioane și în ceva. În teorie, în practică 16 și ceva. Dar nu se știe nimeni cum a fost făcut recensământul. A venit cineva, v-a recenzat? Da, pe mine da. Bun. Și familia mea. Dragii telespectatori, din păcate avem și vești nu prea plăcute. Avem o taxă pe care guvernul vrea ca tu salariații să o plătească. Guvernul pregătește o nouă lovitură pentru angajați. Vrea ca tu salariații să plătească o taxă de care mulți români erau scutiți până acum. Salariații ar putea fi obligați să plătească asigurarea de sănătate, în prezent mai multe domenii fiind scutite de plata contribuției. Facilitățile ar urma să fie eliminate și pentru cei care câștigă peste salariul mediu pe economie. Guvernul pregătește o reașezare a facilităților fiscale, atenție, pentru că s-a angajat în PNRR să reașeze facilitățile fiscale și să le readucă treptat. Ce înseamnă acest lucru, mi-aș dori de la noastră, domnule profesor, să ne explicați. Imediat să informăm pe telespectatorii vis-a-vis de aceste noi modificări. Noul ministru al finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat că toți angajații din România ar trebui să plătească asigurarea la sănătate, care este de 10% din venitul obținut.
În prezent nu plătesc această asigurare de sănătate angajații din domenii precum construcții sau agricultură. Asigurarea de sănătate este plătită însă de angajații din IT, deși au și alte facilități fiscale de care beneficiază de mai mulți ani. Sunt de asemenea discuții potrivit cărora toată lumea ar urma să plătească această asigurare de sănătate de 10% din venit dacă depășește salariul mediu pe economie. În prezent, salariul mediu pe economie este de aproximativ 4.200 de lei net. Cei care câștigă mai mult de atât ar putea să fie obligați să plătească această asigurare. Discuții sunt în condițiile în care guvernul a anunțat în repetate rânduri că trebuie să crească încasările la bugetul de stat și totodată avem și un jalon în PNRR care ne obligă să facem acest lucru. De asemenea, sunt discuții și cu privire la prețul alimentelor, unde am putea să vedem o modificare a TVA-ului. Toate alimentele, în afară de cele de bază, ar putea să aibă un TVA de 19%, iar pentru alimentele de bază să avem un TVA mai redus decât în prezent. Aceasta este propunerea avansată de către ministrul finanțelor Marcel Boloș. Toate aceste măsuri, dar și altele, vor fi discutate la Palatul Victoria în cursul acestei seri de către miniștrii de resort, care vor sta față în față cu premierul Ciolacu. Da, în legătură cu facilitățile, eu vreau să vă spun, facilitățile reprezintă un mod de a încuraja anumite activități în anumite perioade. Eu am văzut un calcul, deci ca urmare a acordării facilităților, bugetul de stat pierde peste 50 de miliarde de lei. Foarte mult. Dacă peste 50 de miliarde de lei. Și atunci aceste facilități trebuie reanalizate, pentru că ele au fost acordate la un moment dat când a încurajat o activitate. Ele trebuie analizate și reașezate. Nu trebuia să fie prinse ca jalon în PNRR ca să poată să fie... Acum, în legătură cu TVA-ul, Boloș vrea să vină cu o propunere de reducere a TVA-ului de la 5%, adică să nu se mai plătească TVA la alimentele de bază. Nu se poate, pentru că Uniunea Europeană nu este de acord. Pentru că taxele la Uniunea Europeană, pe care contribuțiile pe care le plătim noi la Uniunea Europeană, sunt garantate de TVA și de accize. Și n-au niciun interes să permită să nu ai TVA la produsele, la produsele de bază. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o idee cine l-a învățat pe domnul ministru Boloș și l-a învățat greșit, necunoscând prevederile. Eu sunt de acord să se analizeze aceste facilități fiscale. Sincer, pentru că reprezintă într-adevăr o sumă mare care nu se realizează la buget, dar vor găsi soluții românii, pentru că întotdeauna când modifici ceva în sistemul fiscal, întotdeauna cei care... Exact. Acestea au fost și cerințele premierului Marcel Ciolacu, care a coordonat astăzi și prima reuniune a Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Premierul Marcel Ciolacu a cerut respectarea termenelor asumate de către ministere și de către guvern pentru realizarea reformelor și implementarea investițiilor prevăzute prin PNRR. Eu aș fi vrut și vreau să vină, domnule, să explice odată, domnule, ce înseamnă reformele astea care se fac și care sunt necesare, ce înseamnă ca impact pentru bugetul de stat, pentru că nimeni... Păi, uitați, reforma sistemului public de pensii este unul dintre acestea. Corect. Vreau să vă spun la reforma sistemului de pensii. Care este impactul bugetar și aici? Vreți să vă spun? Vă spun eu care e, ca să facă recalcularea pensiilor, da, să elimine inechitățile, trebuie 30 de miliarde de lei. Nu iau, domnul avocat. Nu iau, domnul profesor. Știu păi eu nu că iau. Și atunci, cum să facă această recalculare? Că e un drept. L-ai băgat în plată decât să-l achiți prin împrumuturi. Suntem în situația în care suntem. Toată lumea vorbește, eu rămân surprins, domnule, nimeni nu face o analiză a cheltuielilor bugetului de stat. Și propun acum, pentru că tot au tăiat indemnizațiile parlamentarilor, nu pensii speciale, de acord cu chestiunea asta, foarte bine, să faci o economie la buget de câteva milioane, este foarte bine. Și mi-a plăcut discursul unui om politic cu o funcție importantă în Parlament, că trebuia să înceapă reforma cu parlamentarii. Eu sunt de acord.
Dar reforma cu foștii parlamentari a început-o. N-ar putea să continue reforma și cu actualii parlamentari. Și le dau o sugestie că vechiului PNL și noului USR, pentru că noul PSD a rezolvat problema indemnizațiilor foștilor parlamentari. Dom'le, ia să fac un proiect de lege și să reducă taxele forfetare, care înseamnă 400 de milioane vechi, să le reducă cu 14 milioane, cu 140 de milioane. 470, că le-a mai dat 7.000. Da, 7, mă rog, 7.000 eu de am dat o cifră rotundă. 14.000 de lei, 40.000 să le reducă cu 14.000 și înseamnă odată și jumătate cât valoarea indemnizațiilor parlamentarilor. Le mai dau o soluție. O secundă. Să facă și un proiect de lege să reducă subvențiile partidelor politice, dacă le reduc cu 50%, e de 4 ori mai mult decât indemnizațiile foștilor parlamentari. Ia câte economii, domnilor, și devenit domnule și profesor, foarte agreați câștigați și procente. Premierul a anunțat pe rețeaua, pe contul de socializare al dumnealui, a spus așa: salut anunțul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plată numărul 2 din PNRR. În urma eforturilor Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din ultima săptămână, au reușit să hashtag reducem suma reținută din această tranș de la 150 de milioane la doar 50 de milioane. Deci am primit mai puțin. Da. Însă, așa cum am spus și astăzi la reuniunea Consiliului Interministerial de Coordonare a PNRR, nu renunțăm la niciun cent din acești bani. Sunt două jaloane întârziate pe, din nou revenim, hashtag energie, pe care le vom recupera într-un ritm extrem de alert, astfel încât România să încaseze toți banii alocați. Prioritatea noastră acum este finalizarea tuturor jaloanelor din cererea de plată numărul 3. Mâine vom mai face un pas și vom vota în Parlament reforma pensiilor speciale. Deci avem și răspunsuri. Guvernul, Parlamentul și toate celelalte instituții ale statului implicate în acest plan național de reforme vom munci oricât este nevoie pentru ca România să avanseze și cu această cerere de plată. Vara aceasta este vara reformelor care au prioritate în fața vacanțelor pentru angajații de la stat. Este mesajul de pe rețeaua de socializare a premierului. Este și îmbucurător și mobilizator. Este și îmbucurător și mobilizator, dar dacă ne uităm în spate, domnule profesor, așa cum spuneați dumneavoastră, 15 miliarde sunt fără dobândă, 15 miliarde purtătoare de dobândă. Păi, domnule profesor, Câțu s-a împrumutat în 4 luni 30 de miliarde de euro, domnule. Și vorbim de 30 de miliarde care ni le dă Uniunea Europeană când PNL-ul prin Câțu s-a împrumutat 30 de miliarde în 4 luni. Domnul avocat, problema aici. Pentru ce le folosim? Acolo e problema, unde s-au dus banii aia. Bun, și ăștia unde se vor duce aici este foarte important, dacă creează locuri de muncă, dacă creează valoare adăugată, de unde să avem posibilitatea să realizăm venituri la buget. Apropo de chestia asta, că e o nostalgie, păi Ceaușescu s-a împrumutat 11 miliarde de dolari și a umplut țara asta de fabrici și uzine de la cap la coadă și a reușit să-i ramburseze, atenție, 11 miliarde de dolari după vreo 15 ani, cu dobânzi, cu tot, să ajungă la zero. Păi, domnule, noi avem jumătate din produsul intern brut astăzi în împrumuturi, purtătoare de dobânzi. Oare 10 generații de acum încolo vor reuși vreodată să ramburseze aceste împrumuturi? Nu. Pentru că ele se rostogolesc, domnul avocat. Asta categoric este problema. Că se rostogolesc. Se rostogolesc și mereu produc dobânzi. Noi o să ajungem să... Exact să cum nu era, plătim cum decât era, dobânzile, de fapt. Exact, cum era creditele la bani și exact, se trezeau exact. Oamenii că ei o perioadă de timp au plătit numai dobânzile. Doi ani n-au plătit decât dobânzi. Dobânzile și exact. Nimic din credit. Exact. Așa și aici. Dom'le, cel mai mare pericol în momentul în care rostogolești împrumuturile. Cel mai mare pericol este că și cea mai mare prostie este că anumiți indivizi cu destul de puțină materie cenușie au făcut împrumuturi nejustificate și că un individ, doar un singur individ din țara asta care se numește Ministrul Finanțelor, are posibilitatea să facă un împrumut de 30 de miliarde de euro fără să întrebe pe nimeni. Eu aș pune un target. Nu știu ce depășește un miliard de euro sau nici un miliard, că e mult, 500 de milioane, aprobarea Parlamentului. Că de-aia te-a trimis poporul acolo. Și nu te îndatorezi tu, cetățeanul Gheorghe, te se îndatorează poporul român. Ori toate aceste datorii ar trebui să fie făcute cu încuvințarea poporului român, prin reprezentanților de Parlament. Haideți să revenim la alimente, pentru că ne-am propus să discutăm despre acest subiect care
afectează mulți dintre telespectatori, dar și pe fiecare în parte, pentru că toată lumea mănâncă. Iată ce ne spun politicienii, că în urma ieftinirii acestor produse, pieptul de pui, care acum îl cumpărăm kilogramul la 26 de lei, după ieftinire, va costa 23 de lei. E enorm. Enorm. Și a făcut o economie de 3 lei, adică dacă cumperi un piept, un kilogram, cumperi un piept de pui în fiecare zi, în 10 zile ai rămas cu un pachet de țigări. Domnul avocat, stați puțin, dar n-a spus de unde îl procură. E important și treaba asta, de unde îl procură cu 23 de lei. De la mari retaileri, nu? Care a negociat premierul. Stimată doamnă, dacă reglementează adaosul, da? Dacă. Unul s-ar putea să-și permită în și ce facem cu legea concurenței? Spuneți-mi dumneavoastră. Ce să mai facem? Încălcăm sau încă o dată vă spun, din punct de vedere legal nu se poate face lucrul ăsta. V-am spus doar din punct de vedere moral. Legal nu se poate. Este o lege a concurenței și nu poți să-mi spui tu mie că importurile de pui din Franța sau de carne din Ungaria îl stopesc tu pe importator și pui adaus 20% și ăla importă în pierdere. Ca nebunii la cap. Nu se poate așa ceva, adică este o aberație, dar bun, și acest bluf al declarațiilor, al ieșirilor repetate în fața mass media. Se spune că orice nou prim-ministru beneficiază 60 de zile de clemența tuturor, pentru că în 60 de zile îți cam dai seama dacă intenționează sau dacă poate să facă ceva în mod practic. Și eu spun tot la fel, haide să-i acordăm 60 de zile noului prim-ministru să vedem ce după 60 de zile, cam care este performanța și a dumnealui și a cabinetului. Câte un minut pentru fiecare invitat înainte de a ne lua la revedere. Cea mai mare inteligență a unui conducător să nu cadă în capcane. Cea mai mare inteligență. El atunci trebuie să se înconjoare de oameni foarte buni specialiști care să facă toate calculele și să-i prezinte toate variantele. Pentru că în momentul în care, sigur, îți asumi o chestiune și ieși cu ea și nu se realizează, mai ieși cu încă una și nu se realizează, nu mai ai nicio credibilitate. Atunci să vă întreb la final aceeași întrebare pentru dumneavoastră, dragi invitații. Vom avea ieftin la raft. E posibil la anumite produse pe perioade scurte să fie. Dar simbolice, atenție. Simbolice. 3 lei. Da. Simbolice și asta va fi o perioadă scurtă de timp, pentru că după aia o să apară produse cu altă denumire, ecologice și așa mai departe și sigur că nu mai intră în acele produse. Ați văzut că pe piața mondială, la un moment dat, barilul de petrol ajunge la 105 euro sau 107 euro, da? Dar există și perioade, cum e astăzi, de exemplu, când barilul de petrol se vinde cu 59 sau 58 de euro pe baril. Ați văzut dumneavoastră scădere la jumătatea prețului la benzină sau motorină? Acum a crescut iar prețul la benzină, asta e problema. Dragii telespectatori, invitați dumneavoastră de astăzi, domnul Vasile Popeangă, domnul Constantin Alinoiu, ne luăm la revedere, dumneavoastră, și nu uitați să rămâneți pe MTV, pentru că este altceva.